Mircea Eliade, fragmente scrise de Sergiu Al George. Deschis către sfera fantastică a conștiinței sale și de către însăși experiența ambiguității și a paradoxului, Mircea Eliade s-a putut apropia de cea mai incertă zonă a spiritualității indiene, acolo unde se căuta dobândirea perfecțiunii și a sublimului în intimitatea experiențelor trupești. Este vorba de tantra, în care se află, dus până la ultima consecință, tot ceea ce ne poate părea fantastic în spiritualitatea indiană. Mircea Eliade notează că se simțea atras către tantrism și diversele manifestări de yoga baroc, așa cum le putea întâlni în tradițiile populare, în legende și în folclor, în memorii. Pluricompetența lui Mircea Eliade, care adăuga pregătirii sale istorico-filologice pe aceea de filozof și de artist al fantasticului, explică surprinzătorul fapt că lucrările sale de indianist continuă să fie relevante și astăzi. Yoga, ediția a doua, continuă să fie o operă de universală referință, a devenit o operă clasică și nimeni nu a mai încercat după Mircea Eliade o atare monografie, deoarece el a putut integra totul într-o perspectivă filozofică proprie. La fel în ceea ce privește tantrismul. Aici fantasticul a fost cel care l-a ajutat să redea coerența și să găsească semnificațiile. Astăzi, când tantrismul este definitiv reabilitat prin publicarea textelor din Kashmir, protagoniști remarcabili ai acestei opere de restituire, atunci când fac indicații bibliografice asupra tantrismului în general, se referă la două nume, acela al lui Arthur Avalon ca editor și traducător, și la Mircea Eliade pentru articolul său Introduction au tantrisme, care, deși a apărut în 49 în Cahier du Sud, redă substanța capitolului 7 din prima ediție a volumului despre yoga. Ceea ce ne apare de fantastic în lumea indiană este abisalul conștiinței noastre. Nu este vorba însă de un abisal al inconștientului ca rezervor de impulsuri instinctuale și de refulări, ci tot de o sferă noologică, cea a gândirii de adâncime. Este zona structurată de formele simbolice. Ceea ce îi apăra monstruos lui Goethe în reprezentarea anatomică a Pantheonului indian era în fapt expresie simbolică. Tantrismul însuși și toate experiențele sale se reduc la transcederea datelor psihofizice și sunt, ca atare, experiențe simbolice. Prezența masivă a fantasticului în cotidianul indian se explică prin caracterul tradițional al culturii, tradiție care a acordat un loc privilegiat experienței simbolice. De aici au rezultat avantaje, câștiguri pe care Europa nu le-a putut dobândi mergând pe propriile ei căi. Aceste câștiguri i-au dat Europei sentimentul că India, în anumite domenii, a fost în stare nu numai de certe, dar și de continuă anticipații. Acesta este cazul științei limbajului sau al teoriilor estetice, pentru a ne limita doar la cele mai stringente evidențe. Iar aceste țin de domeniul sensului, al semnificării, deci de experiența simbolică. Chiar yoga, ca disciplină psihosomatică, cu performanțe nu numai necunoscute, dar chiar inexplicabile din perspectiva științei occidentale și ca atare formă cea mai flagrantă a anticipării, presupune intervenția simbolului prin însă structura sa inițiatică, așa cum a interpretat-o Mircea Eliade. De aceea, când Mircea Eliade afirmă că descoperirea Indiei continuă și nimic nu permite să se presupună că se apropie de sfârșit, pentru a adăuga în continuare că descoperirea Indiei nu va fi terminată decât în momentul în care forțele creatoare ale Europei vor fi irevocabil istovite, credem că putem face o legătură între aceste afirmații și structura simbolului. Descoperirea Indiei este un proces în care revelarea nu pare
să-și afle capăt prin însăși natura obiectului său, deoarece este vorba de dimensiunea simbolică a spiritului, revelarea trebuie să se supună dialecticii proprii a simbolului. Cu cât simbolul ne dezvăluie, cu atât el ne ascunde obiectul revelării. Într-unul dintre cele mai inspirate eseuri ale sale în simbolism religieux et valorisation de l'angoisse, din Mitre et Mystère, Paris 57, Mircea Eliade venea cu propunerea de a judeca valorile culturii noastre moderne dintr-o perspectivă extraeuropeană. El propunea ca toate obiecțiile sau corecțiile care se pot aduce dintr-o atare perspectivă să fie atribuite unui imaginar observator inteligent și simpatic situat la nivelul unei civilizații extra-europene care ar putea să ne privească și să ne judece. Un atar observator, preciza Eliade, trebuia să aparțină unei anumite civilizații, întrucât observațiile sale se cerau raportate la scara propriilor sale valori. Crearea unei astfel de perspective făcea parte, bineînțeles, din dialogul cu alte culturi, considerat necesar cele occidentale, întrucât un atare dialog putea să împiedice provincializarea. Imaginarul interlocutor, reprezentant al unei culturi extra-europene, cum este și firesc, trebuia să adauge propriei tradiții o familiarizare cu educația culturală occidentală. Interlocutorul din eseul lui Mircea Eliade reprezenta punctul de vedere al culturii indiene. Această alegere ni se pare firească, nu numai prin formația sa de indianist, dar și prin faptul că India a elaborat o cultură care s-a dovedit și în alte ocazii că poate să dezmintă prejudecata europocentristă, conform căreia numai noi îi putem gândi pe alții și nu viceversa, cum s-a dovedit în anumite domenii circumscrise ale culturii, bunăoare lingvistica, unde India și-a arătat capacitatea anticipativă față de noi și implicit posibilitatea de a ne gândi. Panini rămâne o incontestabilă și dezarmantă dovadă împotriva absolutizării europocentrismului. Considerăm că metoda pe care o propune Mircea Eliade poate fi aplicată și proprii sale opere. Ca atare, recurgem la același imaginar interlocutor, reprezentant al tradiției indiene, dar familiarizat nu numai cu filozofia culturii occidentale, ci cu însăși opera lui Mircea Eliade. În cazul special al operei lui Mircea Eliade, invocarea perspectivei culturale indiene își are rațiunea sa proprie. Mircea Eliade s-a format ca filozof al culturii în lumea indiană, ceea ce a condiționat o optică, cum a remarcat Petazzonin și Masui, printre alții, o perspectivă orientală în propriul său domeniu de cercetare. Totuși, Mircea Eliade a precizat că oricât de mare ar fi fost integrarea sa în lumea indiană, el nu și-a pierdut niciodată Weltanschauungul său occidental. Un citat. Făcusem puțină greacă, puțină latină, studiasem filozofia occidentală. Toate acestea mi-au rămas. Eu nu mi-am lepădat nici atunci când eram în Doti sau când mă aflam în Cutiarul din Himalaya, tradiția mea occidentală, spunea Mircea Eliade în Le Preux du Labyrinthe. În introducerea sa la volumul lui Sacré Le Profan, Mircea Eliade lasă să se înțeleagă că ideea de sacru a fost preluată de la Rudolf Otto, iar în ce privește, nu a intenționat decât să aducă perspective complementare. Să nu considere sacru numai în aspectul său irațional, ci în întreaga sa totalitate. De aceea, unii exegeți ai lui Mircea Eliade susțin că ideea de sacru a fost preluată de la Rudolf Otto. Mircea Eliade însă, în amintita introducere, precizează că prin considerarea sacrului în totalitatea sa, acesta se opune profanului și ca atare sacru va fi înțeles în opoziția lui cu profanul. Dacă recunoașterea lui Otto drept sorgintea ideii de sacru este nu numai firească, dar are și o acoperire filozofică întrucât este vorba tot de un fenomenolog al religiei, în schimb, prin punerea în opoziția sacrului cu profanul, problema recunoașterii sorgintei devine mai spinoasă.
În această privință se afirmă că sacru se definește chiar prin faptul de a se opune profanului, în tratatul din 49. De fapt, paternitatea acestei opoziții, indiferent de modul în care s-ar putea valoriza, revine școlii sociologice franceze. Depășind atât perspectiva sociologică reducționistă a lui Durkheim, cât și bazele prea strâmte ale lui Rudolf Otto, Eliade dovedește că, de fapt, în jurul conștiinței manifestării sacrului se organizează comportamentul lui homo religios. În Cahiers de Lerne, pagina 84. Faimoasa definiție a sacrului ca das ganz andere este la lui Rudolf Otto preluarea expresiei upanishadice, cu totul altfel, desemnând natura inefabilă a realității ultime. Calificarea lui Rudolf Otto drept iraționalist în interpretarea sacrului provine din emfaza dată expresiei upanishadice sus amintite. Cum insistă însă Rudolf Otto într-un întreg capitol, prin irațional, el nu înțelege antiraționalul, ci non-raționalul, de aceeași esență cu cel al frumosului, adică ceea ce se sustrage în aceeași măsură oricărei analize raționale și oricărei traduceri conceptuale. Das Heilige, 1917. Trecând de la acest aspect general, la examinarea analizelor și a eșafodajului teoretic al lui Otto, afinitățile cu India continuă a se dovedi la fel de puternice. Se știe că Rudolf Otto a încercat să abordeze esența sacrului prin circumscrierea unui anumit element afectiv, cel al luminosului, ca o categorie a conștiinței. Pentru aceasta el a recurs la psihologia post-kantiană, în special la psihologia artei, așa cum a fost concepută de către Fries. El a făcut în același spirit o distinție între sentimentele naturale și contrapartea lor intelectivă, care ar deține un statut categorial a priori. În fond, fenomenologia sa revine în a surprinde esența transcendentului, Das Heilige, printr-o teorie transcendentală a sentimentelor a priori. Această filiație a ideilor, în care joacă un rol deosebit de important paralelismul experienței estetice cu cea religioasă, își găsește antecedente aproape identice în cultura indiană. Aici estetica face o netă deosebire între sentimentele naturale și cele inteligibile. Această distinție este la baza teoriei estetice indiene, la baza doctrinei despre emoția estetică. Rasa, emoția estetică, nu se confundă cu rati, care este emoția simplă, naturală. Ceea ce o distinge de prima pe cea de-a doua este nota de inteligibilitate, rezultând din caracterul său transpersonal. Prin această doctrină a emoției intelective estetice, teoreticienii indieni ai experienței artistice reușiseră să iasă din opoziția intelectului și a afectului, așa încât caracterul transcendental al conceptului rasa pare întru totul justificat. Confruntarea experienței religioase cu cea estetică este destul de veche în gândirea indiană, însă prima discuție critică a acestei relații s-a făcut de către esteticienii tantrismului cașmirian. Independent de influența pe care ar fi putut să o aibă cunoașterea directă de către Rudolf Otto a acestui moment cultural indian, în care transcendentul era abordat la nivelul transcendentalului, reținem că, ca deosebit de semnificativ, următorul fapt. Atunci când, făcând istoricul idei de sacru în cultura indiană, filozoful german se refera la sentimentul estetic al mirării, suscitat de către Bachmann, afirmă că traducerea exactă în sanscrită acestui sentiment estetic mirării ar fi acela de luminos. Mircea Eliade vorbește în repetate rânduri despre sacru ca realitate, ca semnificativ, ca putere, în Mefistofele, l'Androgyne. În perspectiva occidentală, această definire ar apărea ca o contradicție față de teza lui Rudolf Otto, întrucât prezintă în termeni pozitivi o realitate inefabilă. Contradicția s-ar dovedi și mai flagrantă prin recurgerea la termenul semnificativ,
în raport cu ceea ce se considera drept non-rațional. În India, în textele upanișadice și în cele vedantine, deși se admite că Brahman, realitatea supremă, este lipsit de calități, ireductibil la orice formă sau categorie mentală, neti, neti, nu așa, nu așa, cu totul altfel, se consideră că Brahman poate fi prezentat totodată și în termen pozitiv. Se spune despre Brahman că este ființă, realitate, sat, satya, gândire, jnana, infinit, ananta, beatitudine, ananda. Ulterior se va vorbi despre Brahman ca forță, putere, sakti. Logica indiană face o netă deosebire între calificare și definiție. Definiția nu este concepută nici ca o calificare a unui nume, deci o definiție nominală, nici ca o calificare a unui obiect prin care să îi se dezvăluie esența acestuia. Din punctul de vedere al logicii indiene, definiția este un act semiologic. Devine simplu semn prin care nu se realizează un lac de cunoaștere a obiectului definit, ci numai o recunoaștere. Vezi Biardot, la Définition dans la pensée indienne, în Jurnal Asiatic 57. Ca atare, referirile pozitive în raportul Brahman nu sunt atribute predicative care să-i dezvăluie esența ce rămâne inefabilă, ci doar semne prin care Brahman se manifestă și poate fi recunoscut. În aceste nuanțări logico-epistemologice privind realitatea absolută, putem înțelege mai adecvat însuși faptul că Mircea Eliade, prezentând în aceeași termen pozitiv sacrul, îi consideră și el, de pe poziția sa fenomenologică, tot ca exprimând moduri de manifestare ale sacrului în conștiința umană, în fond ca semne. În schimb, înțelegerea sacrului prin situarea acestuia în opoziție cu profanul apare ca neacceptabilă din perspectiva indiană. Și aceasta din multiple rațiuni. Conceptul de profan, cum vom vedea, nu își are un echivalent în ontologia religiei sau metafizicii indiene. De asemenea, modul chiar în care este concepută polaritatea profanului cu sacru nu își găsește o echivalare indiană. La fel, religia pentru indien nu poate fi trăirea unei opoziții ca cea dintre sacru și profan, întrucât religia nu este o experiență a dualității, ci tocmai ieșirea din orice dualitate. Experiența sacrului în India este advaita, non-dualitatea, non-pluralitatea. Mircea Eliade definește relația dintre sacru și profan în cadrul unei dialectici, în care cei doi termeni concepuți în mod heterogen comunică între ei numai prin faptul că se pot converti unul în celălalt, fără ca această convertire să aibă un substrat embrionar în nostalgia originilor. Acest mod de comunicare între sacru și profan îl găsim formulat ca atare în Durkheim, care, considerând trecerea de la sacru la profan ca o metamorfoză, precizează că această schimbare de stare este concepută nu ca o simplă și regulată dezvoltare de germeni preexistenți, ci ca o transformare, totius substanție. Această metamorfoză radicală și reciproc reversibilă situează opoziția sa cu profan într-o polaritate simetrică, neutrală din punct de vedere ontologic, întrucât fiecare termen nu poate fi embrionul sau germenul celuilalt. În gândirea indiană însă, polaritatea nu este concepută în mod neutral. Orice polaritate, cum a devenit evident în logica indiană tradițională, în Nyaya, nu este neutrală. Unul dintre termeni este anuyogină, subiunct, adică termen subordonat, care instituie relația generând corelatul, iar acesta este adjunctul, termenul subordonat. Prefixul prati, împotrivă, sugerează chiar că ceea ce este subordonat aduce de fapt elementul contradictor. Polaritatea nu este neutrală, iar contradicția apare ca unilaterală. Găsim astfel anticipat, într-un fel, modul în care Constantin Noica concepe dialectica unilaterală.
Dacă ideea de sacru și-a găsit un echivalent perfect în gândirea indiană, termenul profan care îi se opune, repetăm, nu se poate regăsi ca atare. În India avem, este adevărat, polarități de tipul non-lumescul, în care poate intra și ideea de sacru, opus mundanul, lumescul. Nu are însă nicio afinitate cu ideea de profan, întrucât substantivul loca, de la care derivă adjectivul lautica, denumește lumea, dar acesta poate fi tot atât de bine, nu numai lumea umană, ci și lumea sacră, paradisiacă, lumea lui Brahman, lumea lui Indra. Unii dintre exegeții lui Mircea Eliade au contestat validitatea polarității sacru-profan, întrucât operează cu termeni care sunt de fapt interdefinibili și prea generici. Sacru ar fi indefinibil, în timp ce pe de altă parte profanul ar fi definibil, numai negativ în raport cu sacru. De fapt, lucrurile nu stau chiar așa. Obiecțiunea ar fi oportună mai degrabă în cazul lui Durkheim, întrucât Mircea Eliade, tot așa după cum a definit sacru în termen pozitiv, încearcă să dea un conținut și termenului de profan. Profanul la Mircea Eliade este definit, de fapt, în mai multe feluri. Pe de-o parte, acesta este o simplă absență a sacrului, este empiricul nediferențiat și nesemnificativ. Pe de altă parte, Mircea Eliade aduce în definirea profanului calificări pline de implicații teoretice. Ne referim în primul rând la identificarea profanului cu haosul, fluxul haotic și periculos al lucrurilor, cum scrie Nostalgia originilor, și în al doilea rând la asimilarea profanului cu irealul sau pseudorealul în le sacré, le profan. Reținem aceste două definiții întrucât își pot găsi termeni de confruntare în gândirea indiană. Când califică profanul de drept haos, acesta nu este conceput ca o simplă dezordine și dezorientare, așa cum este întrebuințat în vorbirea curentă, ci ca haosul din viziunile mitologice, ca starea precosmogonică a tenebrelor, a amorfului nemanifestat, simbolizat prin ape sau șarpe. La Mircea Eliade, haosul nu trebuie înțeles în sensul unui profan neutru care exprimă ceea ce este ordinar. El nu ar fi haosul în sens arhaic al grecescului haos, desemnând hiatus, căscătură, gaură sau vid, ci haosul în sensul său religios, cel de putere sacră, considerată însă în aspectul său nefast. Ca atare se opune ordinii, amenință paradigmele și arhetipurile. Asimilând profanul cu haosul ca realitate precosmogonică, amorfă, simbolizată prin ape și șarpe, Mircea Eliade se refera la reprezentări ce aparțin și mitologiei indiene, însă aici atât apele cât și șarpele, deși embleme ale amorfului și ale non-manifestatului, sunt susceptibile și de o interpretare opusă. Șarpele este o virtualitate a focului, în timp ce tenebrele sunt lumina nemanifestată. Eliade, Mefistofel, El Androgin. Ambele aceste aspecte ale haosului dețin în virtualitate ceea ce de fapt aparține sacrului. Demonul, vârta, monstrul ofidian, întruchiparea tenebrelor, a inerției, a imobilității, a virtualității, a amorfului, a indistinctului, deci a însuși haosului, cum îl caracterizează Mircea Eliade, este, cum remarcă tot el mai departe, fratele lui Indra, divinitatea supremă. Pe aceeași linie de idei, realitatea precosmogonică, adică ceea ce în raport cu sacru era definit haos, constituie însă și imaginea primordialității și a totalității, imagine care se confundă în fond cu cea a sacrului, întrucât este o imagine a perfecțiunii, în nostalgii dezorigii. Așa se explică de ce stadiul suprem al desăvârșirii spirituale din yoga, samadhi, prin care se ating absolutul și sacralitatea, echivalează, în citat, cum spune Mircea Eliade, cu o reintegrare a diferitelor modalități ale realului într-o singură modalitate, plenitudinea nediferențiată
de dinainte de creație, unitatea primordială, din tehnic de yoga. Realitatea precosmogonică în India are deci un caracter ambivalent, uneori puternic valorizată și uneori puternic disprețuită. Chiar dacă profanul este conceput în termeni depreciativi ai realității precosmogonice, și acest e cazul la Mircea Eliade, sacru nu mai este pus în polaritate cu o realitate absolut heterogenă, ci cu una față de care posedă puternice afinități. Rezumând ideile ce țin de reprezentarea indiană a sacrului și de modul în care acesta a fost reprezentat în dialectica polarității, reamintind că opoziția acestuia cu realitatea empirică, cu aparența, nu presupunea un abis, cum spunea Mircea Eliade când urma ideea lui Durkheim, ci o continuitate. Polaritatea în India există între două ipostaze ale unui aceluiași real, aparența fiind o hierofanie în accepția pe care o dă Mircea Eliade acestui termen, adică o manifestare a sacrului. Acest fapt îl găsim admis expressis verbis atunci când, referindu-se la Maya ca la un concept pornit din miturile străvechi, dar revalorizat în Upanishade și în filozofiile ulterioare, Eliade spune, în ultimă instanță, marea iluzie cosmică este o hierofanie, în imagine e simbol. Orice hierofanie însă, în concepția lui Mircea Eliade, presupunea o manifestare a sacrului într-o anumită entitate, obiect, ființă, loc, gest. În cazul acestei hierofanii cosmice, nu se putea pune însă problema preexistenței unui alt obiect profan diferit de Maya. Maya cuprinde întreaga realitate empirică, între ele există o relație de totală identitate, ne lăsând astfel loc, ca în orice hierofanie, unei dualități între sacrul manifestat și obiectul în care s-a produs această manifestare, empiricul însuși face parte din hierofanie.